Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Etapa din deplasare. Astăzi vorbim despre Fece Botoșani, dar și despre cariera de fotbalist și viața să-i spunem așa, nu vom intra chiar în intimități, dar vom încerca să aflăm uh, cum au decurs lucrurile până în momentul de față, în ceea ce îl privește pe cel mai proaspăt sosit în tabara lui Fece Botoșan, este vorba despre Carlo Casap, care nu cred că mai are nevoie de niciun alt fel de introducere, pentru că deja toată lumea îl știe, uh, campion al României, cu farul Constanța a venit să ne ajute aici în Moldova. Bun venit în Moldova, bun venit la Botoșan și uh, să fie de bun augur, Carlo! Bună, bine te-am găsit Da, bineînțeles, am venit cu aer proaspăt Sper să fac treaba aici și să ajut echipa Cât de grea a fost decizia Ai plecat de la echipa care i a ridicat trofeul deasupra capului anul la trecut Și ai venit la o echipă care se află oarecum într-un oarecare impas în momentul de față Mai e mult de jucat Dar niciodată Fece Botoșani n-a fost pe, pe poziția asta în, în clasament Desigur, mi-am dorit o nouă provocare cum bine știe toată lumea, mi-am trăit toată cariera acolo la Constanța. Mă bucur foarte mult pentru tot ceea ce am făcut acolo, însă a trebuit și a venit vremea să, să schimb, să schimb clubul. Mi-am dorit o nouă provocare, am așteptat în perioada asta să aleg ceva ce cred că mi se potrivește. Am avut, sincer vă spun, am avut oferte și, din, și de alte cluburi din, de la noi din campionat și câteva de afară, dar nu am fost foarte sigur. Înspre finalul perioadei de, de transferuri am fost contactat de către cei de la Botoșani. I-am simțit că mă doresc foarte mult, mi-au mi spus tot, tot ceea ce, ce vor să facă în continuare. Din păcate, da, Botoșanul se află jos în clasament dar cred că este timp să ne revenim și să, să, fim acolo sus, pentru că, cum ai spus și tu, Botoșanul tot timpul a fost în părțile sus a campionatului în fiecare an și sper să pun numărul și să-i ajut să revenim acolo sus. Când te va vedea publicul pe teren? Aseară te-a văzut în tribună la meciul contra Utei. O să urmeze și întrebarea unde e mai greu, în tribună sau pe teren. Dar când, când ai putea să-ți faci debutul? Eu cred că chiar începând de joi, oricum depinde de mister, discut după fiecare antrenament și mă întreabă cum mă simt. Eu cred că ușor, ușor mi-am, oricum în toată perioada în care a fost de vacanță eu m-am pregătit, am o bază a pregătirii, mi-au lipsit puțin antrenamentele cu, cu, echipa, cu jucătorii, am făcut până acum acest lucru de când am la Botoșan și cred că poate începând de joi la meciul de cupă voi putea apărea pe teren. Unde e mai greu, deci? În tribună sau pe teren? Eu cred că mai greu este în tribună, vă zic sincer, pentru că în teren, da, sunt emoții, dar cam toate emoțiile și toate pregătirea asta a meciului se termină în momentul când ai pășit pe teren. Acolo te concentrezi, ești focusat și încerci să-ți faci treaba, ce știi tu mai bine să pui în aplicare. Însă în tribună stai cu sufletul la gură, te uiți la colegii tăi și ai vrea să fii acolo în teren, să-i ajuți și sunt niște emoții mult mai grele decât cele din teren. Cum a fost la meciul contra UTI, pe care de acolo l-ai văzut din tribună? Da, a fost foarte dificil pentru că cu toții ne așteptam la o victorie. Fotbalul ne arată încă o dată că se joacă până în ultimul minut, până în ultima fază. Din păcate n-am fost atenți, n-am știut să gestionăm ultimele momente ale meciului, dar poate că aceste momente ar trebui să ne întărească și să fim atenți de acum înainte pentru că se joacă până în ultima fază a jocului. Iată, așa au pățit cei de la UTA și în etapa contra celor de la șep și au luptat până în ultima clipă și în ultima clipă s-a întâmplat nenorocirea. De data asta parcă șansa le-a surâs. Crezi că poate păți Botoșaniul, mă, părți cu ghinimele de rigoare, bineînțeles, același lucru bun să poată salva în etapa următoare sau de ce nu în meciul de cupă contra Rapidului, chiar în ultimul minut, să zicem? Bineînțeles și în anii precedenți Botoșanul știu că era o echipă cu spirit care lupta până în ultimul moment și de ce să nu fie și acum. Eu cred că încă de când a venit și domnul Alexa s-a format un pic un grup în, în echipă. Încercăm să, să ne cunoaștem cu toții foarte, foarte bine și să, să aducem spiritul înapoi în echipă pentru că asta este nevoie la noi să devenim puternici și să demonstrăm de la meci la meci că putem să ne batem cu oricine. E clișeu, dar așa spune toată lumea că victo o victorie aduce alte victorii. Deci până la urmă de asta despre asta e vorba și de asta e nevoie. Exact, eu cred că cu prima victorie o să începem să le legăm și pe celelalte, pentru că deocamdată până acum nu avem, dar de la meci la meci, cel puțin și de când am mit, eu am prins două etape, am văzut că băieții își doresc, ne lipsește acest lucru și cred că dacă vom aduce prima victorie, cu siguranță după ne vom descătușa. Ai trecut prin perioade extrem de victorioase, dar totodată și prin perioade mai puțin faste, deci știi cum e în ambele părți ale clasamentului, pentru că viitorul slash farul nu a fost mereu doar campioană, ci a mai avut și evoluții în play-out. Unde e mai dificil pentru un jucător? Să ajungă să se lupte la titlu acolo unde adrenalina e super, super puternică sau, uh, din coace, în lupta pentru menținerea în primul eșalon, unde orice punct e dramatic? Da, bineînțeles, eu oricum sunt obișnuit cu presiunea, vă spun sincer. Uh, am crescut cu spiritul acesta să, să câștig, să mă bat pentru trofee, uh, dar. Uh, cred eu cu acest sistem de playoff playout este mult mai dificil să te afli în playout pentru că orice punct este vital și încerci să te salvezi pentru că până la urma urmei acolo jos în playout bătaia este să, să, te salvezi cu toate că acum au băgat ca primul loc din playout să se lupte pentru un loc de Europa dar cam acesta este obiectivul acolo jos în playoff dacă ajungi te bucur și ești fericit pentru obținerea locului de play-off, dar după care ai o, o, liniște că ești acolo sus și încerci doar să te, să te luzi pentru un loc clasat cât mai sus sau dar dacă ești printre primele trei să câștigi campionatul, bineînțeles. Deci eu cred că acolo în play este mult mai greu și sunt meciuri mult mai, mai tari și mai grele. Uh, revenind puțin în copilăria lui Carlo Casap, ai știut dintotdeauna că vei ajunge să joci fotbal de performanță sau uh, când erai mic voiai și tu să fii polițist ca mulți alții sau inginer? <laughs> nu, no, sincer vă spun eu am mers cam puțin să zic singur la fotbal pentru că eu mai am un frate mai mare uh, din păcate... Uh, lui îi place fotbalul, dar fotbalul nu îi place de el, să zic așa. El este, a făcut școală, este, a făcut facultatea de drept și nu, nu l-a prins. Cu toate, el este, mai, bineînțeles, este mai mare ca mine și a încercat tatăl meu să-l ducă la fotbal. Cum am zis, nu s-a putut, nu a avut talent. Iar a rămas puțin așa cu buza umflată tata, pentru că își dorea foarte mult unul dintre noi doi să ajungă fotbalist, dar nu mai aveam încredere că eu aș putea. La vârsta, cred că de 8 ani am vrut să o iau ușor, ușor să mă duc spre, spre club la Poli după școală. Tata a aflat și a venit cu mașina, m-a luat din drum spre stadion și m-a dus la o grupă de juniori și cam așa a început acolo. A văzut că pot, antrenorul de acolo pe vremea aceea Brândescu după două, trei antramente, a zis statului meu că mă poate legitima și să rămân la club. Și cam așa a început povestea mea la, la fotbal. Și cum a reacționat tatăl tău în momentul în care a aflat? A fost, a fost bucuros, într-un fel, dar mi-a lăsat timp. A fost genul de, de părinte care nu s-a băgat în viața mea sportivă, cu toate că îmi doream foarte mult să fie la meciuri sau la antramente, cum vedeam la toți părinții, dar am realizat acum, fiind mai mare, că este normal tot ceea ce a făcut, pentru că când ești copil, nu au ce căuta părinții la antrenamente sau la meciuri, trebuie lăsat să fie, să-și facă treaba, să se antreneze, antrenorul are cuvântul de spus, nu părintele și mă bucur că a făcut toți pașii așa cum trebuie cu mine. Adică nu crezi în antrenorul din tribună? Nu, niciodată, niciodată. De aia sunt și antrenori ca să-și facă treaba și ei cu siguranță dacă tu ca, ca și copil sau ca jucător ai talent sau poți face acest sport, cu siguranță te va... Te va băga în meciul, te va folosi și te va propulsa sau te va duce către grupele mai mari, adică își pune baza în tine, nu cred că te dă la o parte. Aveți tu că până la urmă nu sunt mulți părinți care procedează precum a precedat tatăl tău, majoritatea vin, strigă, țipă, impun copilul meu trebuie să joace, copilul meu merită, copilul meu cum crezi că modifică generațiile noi de, de jucători toată povestea asta cu părinții care strigă și își impun copiii din tribună? influențează foarte mult, bineînțeles, dar n-am -am să înțeleg niciodată pentru că, în primul rând, cât ești copil, eu cred că este important să te bucuri de sport. După care când vei crește puțin în vârstă îți vei da seama și tu ca părinte și antrenor și până și copilul cred că își va da seama dacă poate cu adevărat să facă de performanță acest sport. Important este doar să, să lase ca un sfat așa ce am văzut și în Academie la, la domnul Gheorghe Hagi, acolo se face performanță cum bine știți și antrenorii își fac datoria copiii vin, se antrenează și de la, de la, o vârstă, dacă încep să fie, să fie talentați, se vadă ceva în ei, deja totul ia spre o cale ascendentă. Cum ai ajuns la malul mării? Da, a fost o mutare dificilă pentru mine, pentru că eu acasă, în familie aveam tot ce îmi doream. Mi-am dorit în primul rând să ajung să joc fotbal pentru Poli Timișoara a fost un turneu cu Hagi Danone și domnul, domnul Hagi a venit la finală, am ajuns în finală cu Atletico Arad, eu, eu cam la politimșoara am jucat finala cu Atletico Arad. Domnul Hagi a fost acolo, m-a văzut, i-a plăcut de mine și de încă doi băieți din echipă, după care am fost contactat de directorul școlii de la mine, de la LPS Banatul, că domnului Hagi îi place de mine și că ar vrea să, să mă ia la el în Academie. Au fost niște discuții după care mai dificile, deoarece timișoara nu a vrut să mă lase și când a venit acel moment când s-a desfințat clubul și a trebuit să treacă pe noua societate, ACS Timișoara, eu personal nu am, nu am vrut să rămân și așa am putut să mă duc la domnul, domnul Hagi la Academie. Bineînțeles că se ducea o luptă între performanța supremă, ceea ce înseamnă Gheorghe Hagi, care e bă, cu siguranță cel mai rezonant nume în, din România în ceea ce privește academiile, și dragostea pentru orașul natal și pentru echipa alături de care, Bănuiesc, ai crescut și ai fost la meciurile echipei mari și visai să ajungi și tu acolo, nu? Cum, cum ai simțit tu lupta asta interioară? Da, eu fiind foarte mic atunci știam că o să vrea să mai urmez mulți pași ca să pot să ajung să joc în echipa mare a, a Politehnicii. Erau niște jucători foarte mari, se băteau tot timpul la campionat, inclusiv pe Mister, era în echipă, era capitanul echipei. Uh, am crescut cu suflarea asta a, a Timișoarei, mi-a plăcut foarte mult. Uh, dar când domnul Gheorghe Hagi te sună și știi că ești dorit chiar de dânsul, lași totul în urmă și te duci către el. Acesta a fost visul meu, cred că am făcut pasul corect, am crescut acolo, am debutat de tânăr chiar aici la Botoșani, la 16 ani, am făcut multe, zic eu, în carieră până acum și sunt foarte mândru. Așa ar trebui să fie toți fotbaliștii, dar vezi că se mai întâmplă și altfel, din păcate, și mai există și exemple care se pierd Uh, nu ai fost unul dintre ele dar uh, așa cum se pierd fotbaliști așa se pierd și echipe și n-aș vrea să uh, nu atingem puțin și acest subiect pentru că într-adevăr este uh, aproape o dramă aș putea să o numesc pentru fotbal ceea ce se întâmplă cu echipe de tradiție precum Poli Timișoara, precum Gloria Bistrița uh, echipe care au însemnat foarte mult și care acum nu mai există cum, cum vezi situația asta? dar pe de altă parte apar comune Uh, apar echipe mici care se impun în prima ligă și care apar așa meteoric, uh, precum stelele căzătoare și după aia dispar într-un an, doi. Da, nu este plăcut nici pentru noi ca jucători, pentru că noi, cel puțin eu când am fost mic, am crescut cu toate echipele de tradiție. Uh, Mi-aș dori să revină toate cât mai repede în liga 1, pentru că Așa va crește și nivelul de pe teren și cel din tribune zic eu, pentru că suporterii toți vor să-și echipele de tradiție. Cu ușor eu zic că de două sezoane încoace s sau ca, ca un plus stadioanele, echipele au mai revenit în, în prima ligă și dacă toate astea o să fie înapoi cum au fost odată, cu siguranță nivelul fotbalistic va crește și atunci vom putea să ne luptăm și cu cei de afară. Asta cred că e cea mai mare problemă și mă uitam și anul acesta o premieră negativă, nicio echipă românească să nu ajungă nici măcar în grupele Conference League, e dureros, dar asta este pura realitate. Pe de altă parte, partea bună e că a crescut național în clasament, măcar și cu un loc în vara aceasta. Despre națională, ce poți să, să ne spui? Este un vis de-al meu pe care eu sper într-o bună zi să, să îl îndeplinesc. Pentru că când aveam 18 ani și am câștigat primul campionat cu viitorul, în campionatul următor, ca și cum, în prima etapă, cum bine știți, m-am accidentat. Iar știu că la acel meci a fost domnul selecționor Daum în tribună și urma să-mi să spună, să-mi dea o veste în care puteam fi selecționat la echipa națională mare. Uh, nu știam nimic despre toate acestea înainte de meci. De asemenea, după acel meci puteam prinde, era 90% făcut un transfer către Standard Liege. Uh, și cum, cum ai zis și tu, visul meu pentru națională încă este. Și tocmai de ce am și, și, venit aici ca să cer să joc cât mai mult, să am un sezon plin, uh, să pot poate prinde un transfer la o echipă mare și să mă îndeplinesc acest vis. Pentru că am fost tot timpul acolo, la toate grupele de naționale. La Under 21 am pus umărul la ambele calificări. Din păcate, alte accentări nu m-au făcut să fiu acolo alături de băieți să, joc cu ei. Și cred că, cred că dacă o să fiu în regulă și o să demonstrez pe tren, cu într-o bună zi o să fiu și eu acolo. Care e cea mai frumoasă amintire a lui Carlo Casab din fotbal? Sunt, sunt multe amintiri pentru că toate și-au pus amprenta. Dar una dintre ele, bineînțeles, este cred că debutul în Liga I, pentru că am făcut-o la o vârstă foarte fragedă, la 16 ani. Am marcat și gol și a fost un meci foarte important pentru mine. Dar multe, multe sunt momente și când am șigat campionatele pentru că sunt tânăr și nu toată lumea poate, poate câștiga la o vârstă așa, așa mai tânără. Pentru că eu am fost în echipă, am și jucat, nu doar am fost pe acolo și mă pot mândri cu asta. Cum vezi tu, în calitate de jucător mai tânăr, regula Standard 21 e benefică pentru jucătorii care uh, iată, au posibilitatea, chiar și impuși de o regulă, să, să joace, să aibă meciuri în picioare de la vârste fragede? În afară, debuturile la, la primele echipe se fac de la 15, 16, 17 ani. Deja la 18 ani uh, au... Uh, măcar un sezon de la liga da. de premier league de bundesliga aici nu se întâmpla sau cel puțin nu s-a întâmplat asta până la regula under 21 decât cu topurile de gamă cu vârfurile da eu crescând acolo la, la Constanța noi care voi erați toți under 21 aproape <laughs> da pentru că mai vorbeam asta și cu unii colegi noi acolo, domnul Hagi, dacă vede în tine ceva, -o, o acordă o șansă și, și te, te propune în, pe prima scenă. Noi atunci am jucat pe merit, nu pe această regulă. Mulți dintre noi, generația 98-99, și probabil s-a făcut această regulă în România pentru că restul cluburilor nu, nu promovau jucători. În ziua de azi poți să spui că este benefică pentru că mulți au crescut, și sunt și în echipa națională, chiar jucători care au beneficiat de această regulă, dar pe altă parte să zicem că stagnează unii jucători deoarece sunt promovați doar pentru această regulă și după aia nu mai, nu mai, li se acordă șanse. Este undeva la mijloc și cred că, cred că, ar trebui să, să înțeleagă toată lumea și să nu mai ne legăm de această regulă în acest campionat. Al nostru, deoarece nu avem ce face, și trebuie să, să facem așa cum este regulamentul până la urmă. Dar, în ceea ce privește această, acest ordin de ministru, că nu e, o, nu, e o regulă, nu e o lege, e un ordin de ministru cu 40% minimum jucători români, uh, iarăși te întreb pentru că provii de la o echipă de unde pepiniera era <gântări> reprezentat 99% din, din efectivul vostru. Da, nu, pot acum să fac, nu putem să facem discriminare, dar eu cred că un jucător străin care vine la noi în campionat trebuie să fie mai bun decât un jucător român. Asta, asta pot să zic, pentru că altfel am putea să promovăm jucătorii noștri sau pe cei tineri. Deci eu cred că dacă vine un străin, n-am nicio problemă, doar eu cred că ar trebui să fie unul mai bun ca și noi pentru că mă gândesc că altfel chiar nu mai reușim niciodată să mai creștem noi generații care să ne mai scoate din casă Uh, după meciuri uh, să mergem cu tricolorul pe stradă și să strigăm că suntem și noi în sfârșit la un turneu final. Cam tot văzut tot felul de povești, domnule, presiunea prea mare că sunt 55.000 de oameni în tribuna. Atunci cum? Stăm acasă. Bun. Ne-a ajutat unit sub tricolor să stăm acasă. Să vedem la următorul meu ce se va întâmpla, că nu va mai fi presiunea. De asta zic că dacă s-ar face aceste conglomerate de jucători autohtoni, poate ar crește și naționala până la urmă și ar vedea și selecționerii mai ușor talentele românești. Da, într-un fel să, să spui și așa, dar cum ți-am spus, eu, eu merg pe chestia asta, dar, dar, cred că acum în echipa națională sunt mulți jucători care au venit de la, de la Under-21 și cu siguranță vor mai veni. Ușor, ușor s-a restructurat echipa și Poate, poate acum la această calificare, vom reuși să, să fim acolo în primele primele două locuri, cu toate că noi jucăm șansa pentru locul 2 și sper să, să ne bucure băieții și să Mergem și noi la Euro. Dacă nici acum, atunci când. Revenind la Fece Botoșani, zic dacă nici acum, atunci când, pentru că acum chiar merg aproape toate da. naționalele la European. Revenind la Fece Botoșani, ce părere ți-a făcut publicul? La primul contact, pentru că la primul meci la care ai fost prezent ai fost la Iași, acum ai fost pe Municipalul din Botoșani. Cum, cum ți s-a părut publicul botoșanean? Da, am stat în tribuna alături de ei, i-am simțit că vor performanță și vor să, vor să vadă botoșanul sus din nou. Sunt obișnuiți cu, cu fotbal plăcut aici din trecut și, și cu accederea în play-off. Știu că a fost un start de sezon nu prea plăcut pentru ei, dar le promit că vom da totul pe teren și vom încerca să, să câștigăm fiecare meci în parte sau să luăm maxim de puncte sau să luăm, luăm ceva, măcar să, să jucăm plăcut ochiului și să se bucure când vin la stadion, că până la urmă ei vin pentru un spectacol. Important este dacă murim, să murim frumos, nu? Așa spuneau unii prin fotbalul românesc. În finalul intervenției, asta să știi că e încercarea pentru toți invitații care vin, aș vrea să-mi spui trei calități și trei defecte ale lui Carlo Casap. Trei... Nu prea îmi place să vorbesc foarte mult despre mine, sincer răspund. spun. Asta e un defect, să știi câteodată. <laughs> nu știu, hai să încep cu defectele, să zic. Care tot nu știu ce să zic. Ca Da, sunt foarte meticulos. Îmi place să fie totul pus cap la cap. Eu aș zice că asta e o calitate. Da, dar uneori poate e și un defect, știi, că te concentrezi prea mult pe niște lucruri care poate ar trebui să le lași așa cum, cum sunt ele. Și, nu știu. Uh, defecte. Nu par să te enervezi repede. Mm, Depinde, țin foarte mult în mine și uneori poate mai explodez când nu trebuie. Asta e, asta e o problemă, da. Nu știu, nu știu ce să mai spun. Pentru că nu m-am gândit niciodată la, la mine personal, știi? Adică, ca defect, încerc să, să fac totul să fie perfect și îmi place, îmi place perfecțiunea. Cam asta e, știi, la mine. Bun, hai să trecem la calități. Calități sunt foarte, da, <laughs> sunt foarte indul, indulgent așa cu toată lumea. Darnic, cât pot să, nu știu, adică încerc să te ajut cât pot de mult și ambițios, sunt foarte ambițios în toate. Nu mi place să, să pierd sau să fiu inferior asupra unui lucru sau asupra unui obiectiv sau asupra ceva dar stau, stau și încerc să, să mă perfecționez și să, să iasă în final. Și uite așa o să-ți iasă și misiunea la FC Botoșani, sunt sigură. Um... A venit, doamnelor și domnilor, arma secretă, gata, dacă îi perfecționist, dacă iese totul, e clar că, și a demonstrat că iese, e campion, e clar că totul va ieși și la Fece Botoșani, îți mulțumim tare, tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră, sper să îți faci debutul cât mai repede și să o faci și cu o victorie. Iată, voiam să întreb aseară, pe, pe flash interview, pe, pe Bogdan Creț, cum e să debutezi cu victorie? Am fost la un minut de a adresa întrebarea asta, sper să reușesc la următorul meci să-ți adresez, să adresezi întrebarea asta, de ce nu? Mulțumim tare-tare mult și Doamne, ajută să iasă, să iasă bine totul. Mulțumesc frumos și, dacă mai spui și tu, Doamne, ajută. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi urmăritori. Ne revedem și data viitoare pentru noua ediție a emisiunii Etapa din Deplasare. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei. Hai-fece botoșa!